Da, salutare, gata și bine ați venit la un nou episod în care o să vedem de data asta ce facem pe aici la Metro Exodus. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Hai să dăm drumul, vizionare plăcută. Și oricum o să mai stăm și o să mai The povestim locals were none too mai happy to multe see chestii, us here. adică, da. Looks like after the war, they created a veritable technophobic cult here. Ia auzi. And its leader managed to trap me in their half-flooded church. I have no idea what they would have done to me had they actually captured me. But with the aid from a woman called Katya, the cultist had been keeping imprisoned here, I managed to break out. There was some shooting, but at least... Perfect. Eu aici am rămas data trecută, da, nu contează. Ba, am avut o chestie pățită cu câțiva la lucru. Mi s-a... cu niște români, frate, bă, a, niște, bă, este câte unul, bă, e așa de... N-am nicio idee, așa de ciudat românii ăștia, bă, e să-mi bag pe picioare, deci... Na... Bă, dacă ar putea românii... Pe artistul ce de n-ar avea nicio treabă, bro, în străinătate, deci... Putem fucking în 2024, fiindcă noi ne futăm între noi cu aia, adică, ca să vă stați numai așa să vă gândiți. Deci, am avut nevoie de un număr de telefon, știi, de la cineva. Că, bă, na, tot vorbesc, tot alta, un coleg nou. Bă, și că a întrebat, că nu știu cum, că nu știu ce. Na, bro, adică era totul, ne cunoaște de ceva timp, am întrebat că este de genul. Că ce, că nu pot să-l dau? Că, adică stai. Nu zic că nu pot să-l dau, că este de genul, știi? Bă, dar și povestește-mi prostie, deci... Yes... Fucking... Man... Hai să trăim mai... Trăim, să ne jucăm aici. Lăsăm realitatea deoparte, că... E vai de pula noastră. Sunt prea, prea oamenii, știi? Și pe când spui, a, păi da, tu ești rău, frate, tu ești la boschetar, tu ești, ești... A, ești doi, nu. Katia, asta e Katia. Și, na, vă dați seama că v-am mai întrebat și eu, știi? Bă, zic, da, e Dumnezeu, am făcut un grup, o WhatsApp, știi, noi români, că să stăm acolo, să povestim mai mult, să piese de genul. Mai dăm niște informații dacă ce se întâmplă pe drum, că n-a vorba aia, lucrurile de noapte și am zis, bă, bagă-mă persoana aia cool. A, păi... Păi, nu, numai cu de asta vine, știi? Am zis, bă, dăm numărul de telefon cu aia, să mă duc și eu, să îl bag eu, știi? Nu trebuie să te chinui, las, îl bag eu. A, pe că nu pot, că ai întrebat, că nu știu cum. Bă, what the fuck? Gen, ok, lăsăm treburile astea deoparte. Înainte să începem chestia, de ce nu? Numai informația au nevoie. E numai informația, altceva nimic. Bă, unde ești astăzi, ce lucrezi, ce faci, când ești liber, chestii de genul, știi? Uite, what the fuck, m-am săturat de chestii de copilării cu aia și au... Oana mea au 50 de ani oamenii și încă se comportă chiar așa, adică... Oh, nu pot să stau să mă gândesc la cum au trăit ăștia în secolele alea, deci să mor eu. E un om e prea neandertal, prea învechit, prea nu știu, mă. Vai, șamar. Haide, bine. Unde e asta? Cred că a dispărut. What the fuck? Chica. Adică pur și simplu să mă gândesc că mă înțeleg mai bine cu străinii de care mai facem un catering cu nazi decât cu românii noștri. Am o seară că am ieșit așa de pe grup, știi? Pe grupul de WhatsApp și n-am... Eu am de zic, bă, am ieșit, asta e, nici nu mai... Nici nu mă interesează, păi după aia tăte, știi, cu... Păi am gata, mă, ei nu mai știu informații. Ai, tăți pasă, că doar la ele trebuie informații să dea mai departe. Dacă se vorbește ceva, dar n-am vorbit cine știe ce știe, nu... N-am vorbit de muncă, n-am vorbit de... De alea, na. Vă dați seama că...
from? Hai să vedem unde zice Rasa. Ural. Urals. Pentru că Rasa la cum, la cum zice. An, cum să zic? Who can have known that fanatics were in control? Prea... And they say this place used prea mult vorbesc așa ca idee, adică... Care cum am apucat și așa, am u... Că sâmbătă o să fim liberi, am zis că o să mă duc un pic până la un festival aici la mine. Dacă tot îi mă duc, aș petrec cu timpul și cu familia, un pic o să facem și live-uri pe vineri. Vedem și cu ce, adică, sau nu vedem. Nu vreau să zic cine și ce prea multe sau asta, poate culturim seara de aici. N-am nicio idee, că oricum vreau să termin și seria asta și după aceea să ne apucăm de... Că ne apucăm de cealaltă. Asta e. Eu nu mă mai duc în partea aia să-ți caut ursulețul, da, lasă-mă, că și așa m-am enervat data trecută, că eu tot credeam că din cauza mea era la Golama, păi de fapt era din altă temă. Deci că aici a fost un camping, deci asta toată trebuie dat la o parte și asta distrus cum ar fi, ca să putem, nu mă, stai că e bine. E bine, bine, bine. Trebuie în partea cealaltă. Great job saving them, Artyom. Katia here has Artyom. Da, mă, eu... information. Nu știu ce nume am pus la ăla. Bine, frate. Doamne, ruta. Mamă, ia că de aici nu puteam, nu puteam de aici încolo să merg, știi? Hello again, Artyom. You did great out there. Da, mă, am făcut foarte bine acolo, da, da. Care aici pe jocuri să le facem foarte bine. Trebuie de că am scanat unde am mai că vă zic ceva, am scanat azi, ce e astăzi? Azi e miercuri, marți, noaptea, până dimineața am scanat pe undeva la 2398 de pachete. Miercuri, am scanat 1800, că numai puțin am avut, că am avut pe cineva care, pe cine am ăsta. Bro, efectiv stau și muncesc pentru 3 sau 4 oameni cu aia. Deci când m-am uitat acolo cu tabel, câte unul face 300. Mă tot fac și are mai mult ca mine. Să mă picioarele, deci. E destul de mare nebunia ăla. Apropo, în legătură cu thumbnail-ul la jocul ăsta, mi se pare... O să fie same shit, pentru că n-ai... O să fiu un pic mai încolo, știi? Adică mai încolo. Nu pot să fac thumbnail, degeaba. Oricât aș încerca, nu pot să fac thumbnail. Ba, asta e. A, de frate, am un seră, dar cât stăm să... Unde-i? Foto quest, unde-i quest-ul? Ce-a făcut ăștia aici? Ghiceți voi, nu mai zic nimic. Și aici supă de... Cred că supă de pește. Apoi nu se lapă un bând. Ia mă, că să uită... Mamă, ce realistic e jocul, bro. Ce asta, mă, frunză pentru ceai, ce Dumnezeu. Pare că m-am luat și mie niște chestii, că... Dacă tot suntem pe aici... Nu știu, nu voi de recomandare de la voi. Ce vitamine ar fi mai ok de luat. Că nu că te apucă somnul, efectiv așa, de câte am înțeles, există tot felul de vitamine, știi, fac și eu ca moșul ăia, ca da. Bă, da. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone. Și ce vrei să fac, să mă duc? Bridge. By the way, Alyosha, my friend. Lol. I could replace the cylinder, but there's just no spare. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here.
Păi și ce fac acum? Că de povestit în povestit ăștia cât? Pentru 2, 3. This place and the port. The readings are off the scale. Aici. Mam, trebuie să merg, baby. Na. Hai, let's go. Doamne. Bine. Hai să merg. Da. Aici. Avem pe unde să mergem. Da, depicăm iară în apă de vreo 5.000 de ori. Da, ia. Am și zis de poartă, de poartă, doctor, guys. Aveți mare grijă cu conaționalii noștri. Pentru că... Păi, dacă ar putea te fute în așa hal, încât efectiv să... Nu mai ai nevoie de nimic. Și dacă te întreb undeva de ce se mere prost, dacă ești un român plecat în străinătate și te întreb că de ce se mere prost, gândește-te dacă mai ai vreun român pe lângă tine. Adică, hai să fim realiști, nu e niciunul ca noi. Deci, o chestie bună, n-am nicio idee, ceva chestie să se întâmple, să zici că bă, da mă, uite, suntem și noi colegi, ne anunțăm, povestim în alta de... Știi, da, după ce, frate, da, mai bine dăm cu aici chestii de genul că, na, îți dai seama, mai e cea mai importantă chestie, hei, povestim la alții ce n-ar trebui, e chestii de genul. Da, bine, e, aici e vorba aia de, mei la muncă, e banii plece casă, știi, eu înțeleg ideea asta. Am zis că am, că suntem 5 români, 6. 6 suntem, în total. Gândiți-vă că în 6 români e o mână de om. Știi? 5-6, mă rog, ai 5 numai la tine, ne-am fine. Și... Ui! Bă, ești nebun! Bă, ce cu ăsta, mă? The fuck? What the fuck? Ce cu ăsta? Mamă, ce m-am sperat, ești prost? Nu, și cum am zis, bă, mă, să poate să fie bine. Ne punem acolo, e noapte, ne arătăm, eu știu, Doamne ferește. A, nu, frate, nu merge așa. Dacă cer un număr de telefon de la cineva, zice că deja nu știu cine și cine ești. What the fuck? Mă rog, am mai povestit eu o chestie de ce pe trecut, na. Vă dați seama că... Mă, na, în fine. Hai să nu mai povestim, hai să ne vedem de asta. Oricum o mică paranteză, știți bine. Crest? LOL. Da, în fine. Iar radiațele care mi avem. Nevoie. Hai
Acolo, nu. E aici. Fix pe lângă una de aia de radiață am trecut. Apoi cum mai contează? What the fuck? Dacă totuși SD, adică... Da. Bă, dar unde să am supraviețuitorii de aici? Crest. Bine că nu s-a scuns ăsta. Am aflat cum să dau skip. Mamă, uite-te ce zonă, frate. By the way, are you from the train? Bet the locals didn't even talk to you guys. Opened fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know. Rus adevărat, zici că e Putin. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs. Rus adevărat, Putin de acolo. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satan is dying. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits. Bro, la cum arată zona? Mai bine ar fi să pleci efectiv. Aș pleca pe acolo după munte, adică... Nu știu, n-am nicio idee, pe undeva pe acolo nu prea aș sta pe aici, adică totuși, really. Am și pe aici, ia, vezi că nu... Nu pot să rapăi, mă. This little plan I had never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east, now judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is... Bine, bă. Now, by the way, take the binoculars, I'll show you where everything... Hey, where you going? You don't want to hear it? Fine by me, just tell me. Bine, frate. Prea m-a avut așa timp de poveste, adică... Ne. Nu vreau să ne prea mult. Uai, ce vă speriați. Ia, bă. Atâta mare mâncare asta. O, oh, mamă. E dacă vă boferi. De unde, mă, în ce parte vrei să vă uit cu pirocru? Bine, bă. Bă. To tinker on. If you need ammo, grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Nu vreau, nu. Don't be shy. Ah, ok. Ia mă, că putem să craptăm, lol. Clean. Da. Aia bără dată la maxim. Nu numai ce să mai armură. No. Arată bine. Sincer. And look at these hands. They know how to fix stuff. You'll never have second thoughts about picking me up. De. Păi și înapoi cum dau? Eh? Nu, mă, vine cu noi. Vine, frate. Hai. Let's go. Managed to buy some smokes from the villagers before the assholes chase me away.
No, you could take the zipline down. Just hook up and away you go. Dumb cretins didn't like my advice. The fuck, hide, bro. Nu singur. The fuck, crap. Păi veni ce la lume. Unde? A, merg înapoi acum, hai. Da. Sam, come here. Come in. Anna went off the grid. Any ideas? Anybody know anything? Da. She was going to check out those antennas some 200 meters from the Aurora. She said she saw something there. What the hell? And what did you all do? Artyom, get there on the double. Get your act together, people. There may be no NATO troops walking around, but it still doesn't mean you can act like a bunch of tourists. Miller, over and out. Bro. Nu mai știu să mă duc înapoi. Eu unde meream, mă? Aia. Așa l-a făcut încât efectiv să iar să merg să nu-ți. De că am primit un mesaj cu mititei românești cu ala, mamă, mare, mare, sim. Ce pula mai alauă? Deci nu-i mă uit în spate. Nu mă duc aproape pe aici, pe lângă mal, știi? În caz de una, două. Doamne, proci, cum arată jocul, e nemul la cap. Bă, îmi place foarte, mă, nu. Aia, aia, mă trebuie mie, aia. Bine. Hai să mergem noi ce duc. A și poveste, a și... Nici nu știu, bro, așa de fain arată, mă jur. A, da, dacă n-am citit o carte, dar na. Dacă te rai rău la... Bum. I hope Anna is all right. Oh, oh, don't you worry, Katya. Our people will find out. Che. The fuck? Let's go, look at that. Why, man? Hello. Da, în fine. Am crezut că aici, mă, l-au arătat la ăsta, unde, în partea cealaltă, e rămân. Da, în fine. Hai. Bă, nu uitați cu turnul de like și subscribe, mă știu foarte, mă știți bine. Și pregătiți-vă, pentru că o să vină Cyberpunk-ul. Ok, și am trebuie să caut o intrare, nu? Intrare pe aici. Da. Aici e, da. Aha. Ce fol, pe și cum intră la un drum?
E bună faza. Cu gaz cu ala. Vezi că stau un pic strâmt. Artyom, I heard you calling me. It was so right there. But I... Nu știu de ce să bagă singură să meargă pe emailile astea. Man. Ok. Hai să mergem să luăm sticuții de la ala ce pani nu e. Tata, nu ce mă sperie de ăștia. E loc, e blocat ăla. Gândit. Plin de pansion. Nu prea mai te interesează așa, da, da. Putem unde cu... Broken. Ce ăla mă, eu? Bun. Normal încă sunt pe aici, adică da. Ce v-am speriat? Found me. Ai de acasă că nu te bani la singur, ești nebun. Poate de place. Da, poți să locuiești frate aici. Dacă vrei. Alright. So, Artyom, let's pick her up now? No way in hell. I can walk just fine. I'll just rest a bit and get going. Da. Okay. Sort of crazy now, thinking his precious daughter got hurt or something. Dad, it's me. My radio battery died. I got it wet. Other than that, I'm fine. Artyom and the guys are here. Yeah, hurt attack, birba. Birba. Hai să merg. Dar cu cine mai are chef de povește. Păi bun așa, na, dar... Cum să zic, nici... Mie unul nu-mi plac seriile alea de bun la joacă. Bă, că nu stai, frate, și vorbești, gameplay-ul e puțin și... Ce mă, la cât o stat... O vorbi bine că nu m-am dat pe mapă. La cât o... Am stat amul și am povestit și un alta, nu prea îmi plac treburile alea, știi? Bine, e un întreg story care trebuie să-l înțelegi, chestii de genul, deci... Artyom, help us here.
The old man won't let Katya... I... No. Well, it could work. All right, welcome to the crew. Aici. Yeah, okay. Hey, Artyom, see how it all worked out? No, no. Have a seat. Look, we have an opportunity to cross the bridge without an assault. Yeah, well, look, that's a lot of parare. The river, and the bridge dwellers do business with them. So, disguised as such traders, we will infiltrate the bridge and lower it. Katya says it still works. They won't be able to stop us if we move fast. Mm-hmm. And should they try, we'll cross it no matter what those fanatics think. They want blood, they will get it. So now, we only have to wait for the traitor's boat. Colonel, sir, we can't just leave them here. They will be eaten alive. Sihan, did you ever try using your head? Do Man. You know where we are going? What we are going to face on the way there? Where, pray tell, are they going to sleep upon the Aurora? Atop the coal crates? We Spartans can handle it. But for a woman with a 6-year-old daughter, no less, this is unacceptable. I'll give them my bedroll and move into the stokehold. You will fall asleep and get your throat cut. The next day you'll get guard duty after trying to sleep there. Still, I know it's going to be a salve, but just collect the carriage to tell us about while we wait. We can't leave the child here. And anyhow, how long are we going to sleep in turns for? Are you starting that again? How? How are we going to collect that carriage? I'm not taking the Aurora there. Oh, you don't need it. I have a rail car hidden in a terminal. It can tow a carriage like nobody's business. Artyom and I can go get it and bring the carriage back. No way I'm letting you go. It'll take us both till morning to finish the carriage. I can't handle it myself in time. Okay, have it your way. I'm done playing the monster here. We get that carriage, we take the civilians with us. Artyom, will you handle this? Listen, Artyom, if the caravan is sighted, drop everything and rush to the port. It's our best chance of traversing the bridge. Thanks, Dad. Katya and Nastya will be so grateful. Here, Artyom, it's a breaker for the rail car. It won't run without this. She's a real babe, Artyomich. No two ways about it. We went to hell and back, Hera and I. So much stuff you hold, so many tight spots she saved me from. Look, Artyom, since you're going to the terminal, hear me out. It's quite a distance away, and look, if you go at night, there's less of a chance you might run into bandits. They stay at their camps for the stuff. Okay. Bun, veți, așa că asta o să vedeți într-un alt episod, așa că nu uitați de butonul de like, subscribe și nouă de data viitoare. Te-am pupat!